Dragilor, astăzi vom vorbi despre rutine despre obiceiuri sănătoase, iată, la început de an, despre rezoluții, despre ceea ce ne punem în minte să realizăm pe parcursul acestui an. Astăzi, alături de noi este Ancuța Coman Boldisteanu, cărei mulțumim foarte mult, psihoterapeut și fondator al programului Emoții și Kilograme în plus. Iată, cred că printre rutinele sănătoase pe care ni le putem pune, ca intenție și ca obiective realizabile până la urmă, la început de an, cred că are legătură cu discuția noastră, cu, să spunem, relația sau legătura dintre minte corp, dintre, eu știu, tulburările de alimentație, dintre faptul că ne propunem poate la începutul anului un regim de alimentație sănătos, poate că ne propunem să ajungem și la sală și să mai dăm jos din kilogramele acumulate în ultima perioadă. Eu am să fac referire în cadrul acestui material video cu Ancuța Coman Boltișteanu și la un articol pe care ea la a scris și pe care îl puteți găsi și pe site-ul editorii Herald, în care Ancuța vorbește despre 8, dacă nu mă înșel, 8 opt, opt pași pentru o rutină sănătoasă, faptul că putem avea o viață mai organizată, puțin mai disciplinată, faptul că cu pași mici. Ne putem realiza obiectivele. Nu e bine și nu e sănătos să ne, să ne propunem niște obiective mărețe și iată faptul că reușim cu acești pași mici să le realizăm. Și multe alte lucruri. Despre somn, probabil că o să mai vorbim cât de important este pentru starea noastră de bine, pentru că vorbim despre starea de bine și despre un somn o odihnitor, și toate acestea bineînțeles că au legătură și cu cartea despre care vom vorbi astăzi, creierul manual de utilizare. Cum anume ne ajutăm noi practic creierul prin aceste intenții, prin aceste rezoluții ca aceste rutine să devină până la urmă niște obiceiuri sănătoase, cum spunem noi popular, să ne intre în sânge. Și de acolo încolo lucrurile să se desfășoare mai ușor. Ancuța. Sorin, mulțumesc uh, pentru invitație. În primul rând, mă bucur să începem anul cu un subiect așa pe sufletul și pe placul meu și uh, văd că parcă tot mai mult în direcția asta. Poate și nu știu, perioada pe care o traversăm, pandemia, poate ne invită să încetinim un pic ritmul și să fim mai atenți la noi. Și ai pomenit de niște aspecte foarte utile și uh, importante, cum ar fi partea aceasta de uh, pași mici uh, și integrarea lor treptată. Eu spun că mai mulți uh, pași mici uh, pe care apucăm să integrăm reprezintă, de fapt, un pas mare înspre noi și că avem nevoie să, uh, să o luăm așa pe bucățele mici, apropo și de mâncat, dar nu putem să digerăm bucăți mari. În niciun aspect al vieții noastre. Creierul nostru are nevoie de timp, de spațiu și de odihnă, iată, apropo de somn, ca să poată să uh, integreze, să poată să așeze noile obiceiuri pe care noi dorim să le avem sau pe care să le integrăm. Și ăsta ar fi uh, uh, verbul, cuvântul, integrare, la care eu țin foarte mult, pentru că la suprafață noi putem să. Avem senzația că bifăm foarte multe lucruri dintr-un stil de viață sănătos. Iată, mergem la sală pentru că auzim că e bine să mergi la sală, mâncăm multe legume și fructe pentru că auzim că așa e bine, dar dacă noi nu înțelegem, nu integrăm, nu, e, nu ajunge să fie parte din înțelesul nostru despre viață și despre un stil de viață sănătos, de ce e important pentru mine să fac lucrurile astea? Ok, societatea îmi spune că e important și pot să înțeleg rațional. Da, pot să înțeleg de ce este important, dar doar atunci când încep să le fac și mă întreb specific pentru mine, da, de ce e important pentru mine, ce înseamnă pentru mine să merg la sală, de câte ori îmi propun să merg la sală și ce înseamnă dacă merg, dacă nu merg. Pentru că noi suntem foarte diferiți, da, poate sunt persoane care uh, sunt, uh, nu știu, foarte active în viața de zi cu zi, au un job sau le place să fie activi în natură și atunci, nu e nevoie, poate să meargă la sală sau poate merg o dată de două ori pe săptămână. Depinde foarte mult de stilul nostru de viață și tocmai de asta e important să ne dăm acest timp în care să explorăm, să explorăm și să înțelegem lucrurile și uh, să ne creăm o rutină sănătoasă după ce am făcut această explorare în care am învățat despre noi, în care ne-am dat seama. Și în felul ăsta, experimentând, că de fapt despre asta e vorba în explorare, să experimentăm, așa învață și. Copii, așa am învățat cu toții despre lume, uh, explorând, da? Copilul la început explorează, nu pune totul în gură, da? Ca să înțeleagă forme, texturi, gusturi, da? Așa învață el la început despre lume. Uh, și uh, iată, având experiența asta, de fapt, ce se întâmplă este că și în creierul nostru se creează noi conexiuni, învățăm noi moduri de a face lucrurile. Um, aș mai vorbi un pic, dacă e ok, despre partea asta de zona de confort, care foarte mult timp a fost, nu știu cum să spun așa, parcă blamată, dar se ieșim din zona de confort, lucrurile bune se întâmplă în afara zonei noastre de confort, cu siguranță că avem nevoie să facem asta, dar m-aș opri un pic la, la cât e de importantă zona de confort la faptul că este, de fapt, spațiul nostru de siguranță, apropo de rutină, zonă de confort, liniște, siguranță. Dacă nu ne simțim în siguranță, nu putem să facem schimbări, Realiz vorbi, nici mici, dar rămite mari, <laughs> știi? Și atunci... Dar la un moment dat în articolul tău, care, uite, ne, exact cum spune tu puțin mai devreme, nu e întâmplător. Faptul că noi avem această campanie uh, rutine uh, pentru o stare de bine. Rutine sănătoase da. pentru o stare de bine. Știu de asemenea că tu ai un program de 30 de zile în cadrul da. programului Emoții și kilograme în plus, apropo de implementarea obiectivelor cu pași mici. Da. Faptul că ai făcut această legătură cu alimentația și faptul că, iată, în ultima perioadă, de când cu pandemia, probabil că toți am devenit mai sedentari. Probabil că ne-am refugiat unii dintre noi în alimentație, da? stând în casă creierul avea nevoie de acele endorfine, de acea de dopamină, de acea serotonină și fiecare în funcție de nevoi. Mai vreau din frigider o bucățică de ciocolată, mai vreau să mai fac nu știu ce de mâncare. Mai, da? Și atunci probabil că dacă mintea noastră era ocupată, uite, dau un, un exemplu, mă, mă refer acum la un exemplu bun, sănătos și anume rutina de a citi. Dacă avea mintea ocupată cu lectura cărților, cu cititul sau cu orice altceva care ar putea să facă din creierul nostru ceva creativ, probabil că nu ne-am mai fi refugiat și n-am mai fi avut aceste tulburări de alimentație despre care tu, iată, vorbești în programul Emoții și kilograme în plus. Da, da, este vorba despre partea asta de deprivare de stimul. Noi e nevoie să înțelegem că nu, noi nu suntem ființe de apartament. Da, noi suntem, venim din natură, venim din mijlocul naturii și avem această nevoie în noi, în ADN-ul nostru, de a ne înconjura de stimuli din, din natură, din afara apartamentului. Ori, stând în apartament, dacă nu ne-am găsit în apartament, în casă, în curte, dacă nu ne-am găsit moduri de a compensa lipsa aceasta de stimul, nu știu, călătoritul, interacțiunile sociale, toate lucrurile pe care Înainte le făceam, înainte de pandemie, sigur că creierul, de fapt, ce face într-o situație de genul ăsta? Zice, ok, primordial aici este să trecem cu bine, să supraviețuim, hai să vedem cu ce te pot ajuta. Da, ok, la îndemână frigiderul, mergem spre frigider. Adică, dacă nu avem ancore sănătoase, na, da? dacă nu avem ancore sănătoase de care să ne agățăm în imediata noastră vecinătate, da, mai multe și mai diverse, atunci, iată, apelăm la niște automatisme. Și uh, e, e firesc, pentru că, de fapt, din nou, creierul vrea să ne ajute să o scoatem la capăt, supraviețuirea e primordială și pentru creierul nostru reptilian câteva kilograme în plus sau un minus nu, nu fac o diferență. Ne, pentru el, important e să, să ieșim cu bine în viață din povestea asta. Și atunci e nevoie să venim un pic cu partea cealaltă a creierului nostru, da? cu partea de neocortex, cu partea rațională, ok? Hai să vedem ce fac pentru ca să-mi fie un pic mai bine, ca să nu acționez din uh, impulsul uh, pedalelor de alarmă, că de fapt asta, semnalelor de alarmă, asta se întâmplă. Și uh, de asta e important, exact cum spuneai, să ne găsim moduri pe care să le facem, moduri de a ne liniști și de a face lucruri care ne aduc plăcere. În casă și sigur și pe lângă, pentru că, da, suntem precauți, însă nu e. Acum, da, putem să mergem într-o pădure, la marginea orașului, undeva să ne plimbăm, dacă chiar vrem să, nu știu, să nu interacționăm deloc sau spre deloc cu restul oamenilor. Adică avem, avem soluții importante să nu ne ducem în cealaltă extremă, pentru că atunci pierdem pe partea de sănătate emoțională foarte mult. Și pe sănătate, și sănătate fizică, sigur. Cât de greu este să să ne obișnuim cu cu, cu rutinele, cu obiceiurile uh, sănătoase, pentru că cred că de la intenție, de la conștientizarea faptului că nu știu, am nevoie să merg la sală. Am nevoie de un regim de de un regim alimentar, de o dietă sănătoasă. motiv pentru care voi uh, sau mi-aș propun de fapt uh, să renunț la anumite Alimente care îmi fac rău sau care pot duce la un surplus considerabil de kilograme. Cât timp ar trebui să ne ia implementarea acestor rutine sănătoase? Pentru că e clar că chiar ieri mă gândeam la acest aspect și când mergi la sală. Dacă mergi la sală după o pauză foarte mare, prima dată. Îți va fi rău, în sensul că vei face febră musculară, da? deci da. trebuie să-ți fie un pic rău, da, în sensul rău. că da. trebuie să da. depui niște eforturi ca apoi da. să-ți fie, să fie bine. La fel cred că este și în partea aceasta de alimentație. Probabil că o perioadă vei mai trage cu ochiul la anumite produse care îți fac poftă. Da? Sigur, da. Și consider că este un sacrificiu. Cum? Nu voi mai ajunge să mănânc carne sau nu voi mai ajunge să mănânc dulciuri, sau nu voi mai ajunge să beau băuturi carbo dulci, sau cine știe ce obiceiuri uh, proaste da, aveam da. eu înainte, da? Și iată, da. trebuie să mănânc iaurt cu ovăz. Cum? Doamne, cum să mănânc eu așa ceva? Știi? De sau... Eu la ovăz! Exact! Sau tot felul de, de alimente pe care noi le găsim. Recomandate până așa. la urmă de nutriționiști și care nu sunt extraordinar de gustoase. Dar, iată, la un moment dat ne vom obișnui cu ele. Și ni se ne va obișnui. părea ceva foarte normal. Da. E așa, auzindu de povestind, tot îmi venea în minte ideea asta de, îmi venea în minte un cuvânt, adaptabilitate. Și faptul că noi suntem, suntem adaptabili, foarte adaptabili, mult mai adaptabili decât, decât credem noi. Ca și adulți, noi avem foarte multe resurse. Asta este adevărul și e important să ne conectăm la ideea aceasta că avem moduri de a o scoate la capăt și de a face schimbările dacă avem răbdare și rămânem conectați cu noi. Acum, legat de cât durează să implementezi un nou obicei, depinde foarte mult de punctul în care mă aflu, de vârsta pe care o am, de cât e de important pentru mine acest obicei. Da. Din nou, apelăm la partea de motivație intrinsecă. E la mine? Da? E nevoia mea să fac asta? Sau e o presiune socială? Sau mă gândesc că ar că am fi timpul să... Adică mă conectez prima oară de ce vreau să fac, da? să-mi răspund la întrebarea asta, de ce? Da. De ce? Foarte importantă întrebarea asta. De ce vreau să fac? Da? De ce mănânc? De ce nu vreau să mai mănânc? De ce vreau să fac o schimbare? Da. Uh, și atunci, uh, sigur, sunt, uh, sunt uh, studii, sunt cărți care povestesc despre asta. Uh, unei, unii autori spun 30 de zile, alții spun până la 90 de zile, implementarea unui obicei, unui obicei nou. Dar uh, eu Anul cred trecut au zis an... și 21 de zile. Sigur, e, e cam puțin. E, e ne... Da, e, cred că e important pur și simplu să rămânem în contact cu noi și să ne dăm seama de, uh, din nou de motivație, de ce vrem noi să facem asta. Uh, iar, pe de cealaltă parte, legat de partea de alimentație uh, și de renunțarea la lucrurile care ne plac, Realist vorbi, noi suntem înclinați, dar noi avem, uh, uh, avem uh, în, uh, în obiectiv două aspecte importante. Să așa în general în viața noastră, da? Evitarea uh, durerii și căutarea plăcerii, da? Și iarăși e important să ne întrebăm, ok, de unde mi-au plăcere? Da? Renunț la bucata asta de tort pe care îl, o mănânc, nu știu, de trei ori pe săptămână, dar cu ce o înlocuiesc? Da? De unde mi-au plăcere? Ok, poate fac o variantă mai puțin calorică, da? Sau cum îmi satisfac nevoia asta? Sau îmi găsesc bucurie și plăcere în altceva? Sau ambele? Ideea nu este să renunțăm cu totul la ceea ce ne place, ci ideea este să ajungem să integrăm în nou stil de viață, da? cumva să schimbăm puțin balanța, să ajungem să integrăm ceea ce ne place pe o bază sănătoasă, care ne face bine, că de fapt despre asta e vorba. Nu ne face bine să să ne îngreunăm corpul. Dar în momentul în care simțim o fluiditate în corpul nostru, în momentul în care simțim că suntem bine cu noi, putem să mai bem și un pahar de suc, putem să mai mâncăm, evident, prăjituri, pizza și așa mai departe. Dar ideea este, întrebarea este de ce, da? pentru că vreau să-mi fac o plăcere din când în când sau pentru că vreau, de fapt, să-mi acopăr acolo niște lucruri la care nu vreau să mă uit. Da. Deci e foarte important să vedem de ce. Da? De ce fac schimbarea? De ce mănânc? E, e importantă întrebarea asta. E importantă și uh, uh, e baza, e punctul de plecare. Ce facem cu zona de confort? Apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, uh, cât de greu este să, să ieșim dintr-o structură mentală uh, foarte familiară? Da? Da. Și să, e... să, Pentru că, pentru că chiar, și, chiar și, nu știu, hai să spunem toate exemplele pe care le-am dat ceva mai devreme. Că intenționez să mă apuc de yoga, că intenționez să fac meditație, că intenționez da. să merg la psihoterapie, da. că intenționez să apelez la un soi de terapie holistică, alternativă, da. sau că merg să fac să alerg, jogging, fitness la sală, mă scoate un pic da. din zona de, de, de confort și mă duce da. într-o altă zonă. Cât de, cât de greu este să, să, să las zona de confort și să conștientizez că rămânând acolo nu e prea ok pentru mine, da, da? Da. nu am cum să da. evoluez da? și să-mi dau seama că, de fapt, mergând spre zona de, așa zis, disconfort, am aceste oportunități, le-aș numi eu, de a, de a, evolua din mai multe puncte de vedere pentru sănătatea mea fizică și psihoemoțională. Da, da, așa este. E canapeaua e tentantă, ca să zic așa. Ne ține acolo și ne, ne, ne putem ajunge în cealaltă extremă. Na, important este să avem un echilibru sau pe cât posibil, că sigur sunt din o perioadă în viața noastră în care ne, duce mai mult într-o direcție sau în alta și mergem de obicei și, uite, în funcție de anotimpuri, da? În anotimpuri rece, mai degrabă tindem să devenim sedentari, în anotimpul cal, mai degrabă parcă am vrea să mergem să mai explorăm, să mai ieșim în lume. Deci, un pic și în funcție de anotimpuri și de perioadele din viața noastră, noi ne putem duce mai mult într-o direcție sau în alta, dar e important ca ele să existe. Zona de confort E important să nu fie ca, pe, ca un soi de mă pun pe trântăveală, veală, da? Adică mă duc în cealaltă extremă în care nu mai am grijă de mine, în care um, stau aici în, um, cum să spun, în subpropriu, propriu, da? Și nu am alte experiențe, în care mă închid, practic, față de lume, față de stimuli, da? Asta ajunge să fie să fie nesănătos și mă bucur că ai adresat întrebarea asta pentru că poate ar fi putut rămâne puțin neclar din ce am pomenit mai devreme legat de zona de confort, ca să clarificăm un pic. Da? Deci asta e o altă extremă în care stau acolo și uit de mine. Da? Zona de confort e importantă, să, e importantă ca și bază de siguranță, să știu că am locul meu, da? lucrurile care îmi plac, locul meu sigur, de fapt, da? locul meu de bine, unde îmi face plăcere, care poate să fie orice, poate să fie canapeaua, poate să fie fotoliul meu de acasă, poate să fie patul meu, poate să fie momentul ăla în care eu îmi beau cafeaua dimineața înainte să se trezească toată lumea, da? Pentru fiecare arată diferit, da? Și apoi avem partea aceasta de explorare, da? în care mă duc și mă deschid înspre lume, înspre stimuli, îmi dau voie să mă cunosc pe mine din perspectiva uh, noilor experiențe și a noilor interacțiuni, pentru că apoi să mă întorc în locul meu fain, bun, sigur și să-mi reîncarc bateriile și apoi iară să am energie pentru asta. E ce mai degrabă ca un dans. Uite, uh, aș vrea să împărtășim, dacă îmi dacă permis tu, să împărtășim cu uh, cei care ne, ne urmăresc uh, cele opt beneficii pe care le-ai identificat tu, pe care le are rutina uh, sănătoasă în viața noastră, uh, și ai pomenit câteva puțin mai devreme, ideea unui spațiu sigur, da. apoi uh, rutina ne ajută să, ca beneficiu, ne ajută să avem rezultate, să ne atingem obiectivele, ceea ce spuneai tu legat de pașii aceia mici, Îmbunătă îmbunătățește starea de sănătate și calitatea somnului, și aici trebuie să punctăm faptul că Uh, calitatea somnului este foarte importantă uh, în ceea ce privește starea noastră de sănătate fizică și psihică. Ne ajută să ne relaxăm, ne organizăm mai bine, ne ajută să ne dăm seama de lucrurile care nu merg, uh, nu merg bine, creează o structură în viața noastră și ne ține departe de haos, deci, iată, puțină, uh, de puțină organizare avem nevoie în viață ne salvează din timp și ne ajută să devenim mai buni în ceea ce uh, facem. Și cred că aceste opt beneficii pe care le-ai uh, identificat tu uh, în acest articol, uh, cred că sunt, uh, sunt uh, opt pași importanți pentru cineva care uh, vrea să, să, să înceapă acest demers, să-i spunem, acest proces al unor rutine sănătoase. Da, practic să devină mai, mai conștient de... De, de viața de zi cu zi și de lucrurile pe care ar vrea să le schimbe și ar vrea să le introducă în rutină, pe care ar vrea să le exerseze. În programul pe care tu îl ai, și pe care l-ai menționat puțin mai devreme, și de care despre care mi-ai povestit tu, emoții și kilograme în plus, um, ai întâlnit persoane uh, care au avut acel gram, să spunem, de voință. Și au început o rutină sănătoasă. Bineînțeles că și la, 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 la recomandările, sugestiile, sprijinul tău, o, ajutorul tău de, de specialitate, indiferent că vorbim despre uh, psihoterapie sau că vorbim, nu știu, de, despre sport. Exact, sau exact, exact, exact. Uh, sau despre uh, alimentație. Da? Uh, au venit la tine. Uh, bucuroși că i-ai susținut cumva și că ai fost aproape de ei și nu știu, uite, Ancuța, am, am reușit să slăbesc uh, 5 kg sau 8 kg. Cum? Uite, am făcut treaba asta. Sau m-am dus la sală, mi-am pus ca intenție și până la urmă chiar m-am dus și uite, acum merg regulat de două ori, să spunem, pe săptămână. Sau în fiecare dimineață, câte 15 minute, fac niște exerciții în casă sau fac puțin jogging în parcul de lângă de unde stau eu sau în jurul blocului. Da. Eu, pentru mine, partea asta e cea mai, cea mai mare bucurie, ca să zic așa. Atunci când oamenii, schimbări, sigur, sunt și în proces, în procesul terapeutic, se văd schimbările, se văd noi obiceiuri sănătoase pe care persoanele ajung să le integreze în viața lor, dar cred că cea mai. pentru mine, cel puțin, e, e una dintre cele mai mari satisfacții. Ale profesiei mele, să primesc mesaje ulterioare, după perioade, după ce ne-am cunoscut în cadrul unui program sau după un proces de terapie în care persoanele revin și scriu despre cum au reușit să-și să să atingă obiectivele sau să facă schimbări sau se, cumva se vede în mod concret pe cântar. Da? Și că, de fapt, asta ne arată că le-au păstrat, da? că au rămas acolo după proces, că deja fac parte din viața lor. Și sunt foarte multe povești frumoase care, care, ajung la mine și care dau un sens, practic, pentru, pentru, ceea ce eu fac și îmi dau seama că e o direcție și că ajută oamenii. și m-am bucurat mai ales acum la final de an și început de an să primesc mesaje de la oameni pe care nu i-am cunoscut nici măcar în programe față în față, și sunt persoane care sunt abonate la newsletterul Emoții și Kilograme în Plus, unde eu mai desfășor diferite campanii pe partea asta de stare de bine, sănătate, corporalitate, alimentație și doar parcurgând acele programe în scris s-au văzut rezultate, inclusiv concret, pe, pe cântar. Deci sunt, se poate, merită și faceți pasul la mic în față, că de acolo lucrurile încep să vină. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Ancuța Coman, bolnișteanul psihoterapeut, fondatoarea programului Emoții și Kilograme în plus. Am vorbit despre, să spunem, relația, legătura dintre. Uh, creier, obiceiurile noastre, rutinele pe care uh, le avem sau rutinele sănătoase la care ne dorim să, să ajungem. Uh, lucruri spun eu foarte, foarte interesante și, bineînțeles, uh, am pomenit și cele uh, opt beneficii pe care Ancuța le-a uh, identificat uh, în ceea ce privește uh, rutinele noastre zilnice și, până la urmă, lucrul pe care ni-l dorim cu toții și anume uh, obținerea, dar mai ales păstrarea, menținerea unei stări de uh, bine. Uh, vă recomandăm, așa cum am spus la început, cartea Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, a jurnalistului italian Marco Magrini, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii uh, Herald. Uh, Urmăriți-ne în continuare, în cadrul acestei uh, campanii uh, rutine cu tine pentru o stare de uh, bine. Urmăriți-ne pe canalul de uh, YouTube Herald și de asemenea pe pagina de Facebook a editurii Herald. Încă o dată mulțumiri, Ancuța acum Boldișteanu. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Căzi deschise pentru minți deschise. La revedere! La revedere!